Bună și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi vom face un unboxing catalog 5 Avon 2020. Va fi un unboxing puțin diferit. Cutia am aruncat-o. Vă voi prezenta numai produsele. Este o comandă mică, dar cu lucruri interesante. Bun, să începem. Am primit noul catalog care este deja pe canalul meu, catalogul numărul 6, care arată foarte frumos, viu colorat pentru primăvară. Înainte de a începe totuși să vă arăt produsele, nu uitați de abonare, clopoțel și un like dacă vă place. Vă pup, vă doresc multă sănătate, fiți tari, sper că se va termina această perioadă. Ok, haideți să începem. Pe comandă am avut acest parfum de la Trezel, are 50 de mililitri și a fost la un preț foarte bun. Pe comandă am avut și setul de 5 produse care era la 30 de lei și acesta conținea Avon On Duty Woman, acest deodorant cu bilă, aromaterapii cu Italian Bergamot, acești spray, Vanilla and Sandalwood, această cremă pentru corp, un gel de duș la 250 de ml și un spumant de baie la 500 de ml, la un preț foarte bun. Pentru mine, mi-am cumpărat din ofertele pentru reprezentați această mini refreshing gel cleanser. Am vrut să o încerc și eu, are 30 de mililitri și a fost în jur de 3 sau 4 lei. Și acum să trecem la comanda pentru mine. Am mai primit în colet această mostră pentru, de la Avon Pour Her Essence of Essence de Parfum. Da? O mică mostră și să începem cu să vă arăt noutățile. Mi-am cumpărat acest spray de corp Hula Hibiscus. Miroase dulce, îmi place, nu persistă foarte mult, îl folosesc după baie. Apoi mi-am cumpărat acest Avon Cannabis Sativa Oil. Arată foarte bine sticluța, un cleanser and calm, are 125 de ml, de-abia aștept să îl încerc. Apoi am avut această cremă Cannabis Sativa Oil Protect and Calm, care are 50 de ml. Haideți să o desfacem, să vă arăt și cutiuța și eu sunt foarte curioasă să văd cum arată. Și de-abia aștept să o și încerc. Bun, aceasta este sticluța, este de sticlă, nu este, sigilată, este destul de untoasă așa crema, deci nu se mișcă, nu este gelatinoasă, arată foarte bine, de-abia aștept să o încerc, o să revin cu părerea mea personală asupra acestui lucru. Mi-am mai cumpărat acest mini parfumel de la Artistic, acesta este cu iris. Haideți să vedem și cum este. Ok. Haideți să vedem cum miroase, să vă spun părerea mea despre acesta. N-am putut să-mi iau două, să le încerc pe amândouă și atunci mi-am, de acestea mari, și atunci mi-am ales unul micuț cu iris. Haideți să vedem și cum miroase. Este destul de dulce. Vă invit să cumpărați aceste testere pentru cele trei parfumuri noi de la Artistic, cel cu magnolie, iris și patchouli. Vedeți care vi se potrivește și atunci le cumpărați. Eu mi-am cumpărat în comanda trecută cel cu patchouli. Îmi place foarte mult, ține 8 ore, este fresh, dar are un miros extraordinar, fantastic,
de un parfum foarte scump. Bun, pe de iris, cu aroma de iris, mi l-am cumpărat pe acesta și mi-am cumpărat în variantă întreagă cel cu magnolie de 50 de mililitri. Haideți să vedem și cum este acesta. Stați un pic să vi-l arăt imediat. De-abia aștept și eu să-l încerc și să revin cu părerile mele personale. Față de cel cu paciulie, acesta cu magnolia este pe verde. Sticluța arată foarte, foarte bine inscripționată aici cu artistic și ea arată așa. Haideți să și vedem cum este. Adică să vă spun cum este, mai bine zis. Deci, acesta este mult, mult mai fresh. Mult mai fresh, nu este dulce, este perfect pentru această perioadă. Îmi place foarte mult, vă invit să îl luați, încercați-l în varianta mini și apoi îl cumpărați. Față de cel cu paciului care este puțin dulce, acesta este fresh. Chiar cum arată și sticla verde, așa îl văd, verde, verde. Este foarte frumos, îmi place foarte mult, îmi pare bine că mi l-am cumpărat. Aceasta este mica mea comandă, au fost multe noutăți, am vrut să vi le arăt, le voi încerca, voi reveni cu părerea mea personală. Vă pup, vă doresc multă sănătate, multă putere și să ne vedem cu bine la următoarele clipuri. Pa, pa!